Doamnelor și domnilor, bun găsit! Urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Astăzi, grănicerii sărbătoresc ziua profesională. Printr-o festivitate, această sărbătoare a fost marcată și la pichetul de grăniceri Soroca. Ziua grănicerului, marcată anual la data de 10 iunie, a fost instituită prin decret prezidențial în luna mai anul 1995. Pichetul de grăniceri de la Soroca a fost fondat în anul 2001, fiindu-i încredințată paza sectorului moldo-ucrainean al frontierii de stat. Festivitatea dedicată zilei grănicerului a început cu imnul Republicii Moldova. La sărbătoare au fost prezenți reprezentanții autorităților publice locale și deputați din Parlamentul țării, care și-au exprimat respectul față de munca nobilă a grănicerilor. Am venit la voi din numele Parlamentului, am venit din numele Comisiei pentru Securitatea Națională și Apărare și Ordine Publică în care funcționez. Vă doresc sănătate, bucurie și totodată aș vrea să menționez și o felicitare din partea Guvernului Republicii Moldova, din partea primului ministru al Republicii Moldova, Vladimir Filat, și vreau să vă spun, fiți dârși, curajoși, noi cu voi ne mândrim. Vin cu un mesaj de felicitare din partea Ministerului Apărării. Vă doresc succes, sănătate, prosperare și mai puțin infractori să aveți. Din partea Comisariatului de Poliție, permiteți să vă felicit cu ziua profesională dumneavoastră, dorându-vă multă sănătate, succes în lucru. Directorul muzeului Nicolae Bulat a povestit grănicerilor o scurtă filă a istoriei legată de activitatea lor, menționând că încă de pe timpuri plăieșii au stat de veghe la hotarul țării în cetatea Sorocei. Cetatea, desigur că sute de ani a fost pază la frontieră și cred că undeva în timpul verii se va adăuga și un document care arată cum au fost așezați străjerii la Panistru să păzească țara. Sunteți o mână de oameni, să nu credeți că cei care erau cândva erau mai mulți. Nu, nu prin mulțime, ci prin calitatea lor. 26 de oameni păzeau această porțiune de frontieră. Să răspundem la cei ce ne vreau un rău prin inteligența noastră. Fiindcă anume, prin știință, prin calitate, posibilitate, nu putem să facem puțin la număr lucruri mari. Cu ocazia sărbătorii profesionale și pentru o atitudine conștiincioasă față de obligațiunile de serviciu, doi ostași în termen au primit grade militare, iar alții doi vor beneficia de concedii. Grănicerii profesioniști angajați prin contract au fost stimulați cu premii bănești. A fost organizată această festivitate, dar deși este sărbătoare pentru noi, noi nu uităm că trebuie să supraveghem hotarele țării noastre. Vom face tot posibilul ca cetățenii Republicii Moldova să fie în siguranță. Для нас это большое, большая честь и долг полицей Родины. Для солдатов они на год приходят и уходят, но им запоминается на всю жизнь. А для нас уже это наша профессия, на все наше оставшееся время. Soldații de aici sunt mândri că soarta le-a hărăzit să-și satisfacă serviciul în cadrul trupelor de grăniceri și spun că armata este pentru ei o școală a vieții. Ну вот я служу. Полгода я получил капрал в армии. Армия учит вот солдатов хорошему и как бы воспитывает солдатов. Я люблю свою родину охранять. Горжусь этим. Sunt mândru că fac serviciu militar în serviciul grănicier. Îmi apăr hotarele patrii. Armata este școala vieții care a învățat multe lucruri care nu le-am știut. Contingentul pichetului numără și femei grăniceri. Чувствую себя гордо, что служу в погранвойсках и чувство патриотизма не оставляет. И как бы то, что мы женщины, хоть нас и мало, как говорится, но мы в тельняшках и я рада, что я служу в пограничных войсках. Хотя у нас разные обязанности, но чувство долга так же, как и у наших коллег. И хочется в этот праздник поздравить всех с профессиональным праздником Днем пограничника, пожелать здоровья всем коллегам, всем пограничникам. Всех благ и легкой службы. Грăniceri au fost felicitați și de membrii studioului muzical Olhionia din Soroca. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină sufletul. Încă o dată felicitări cu această sărbătoare frumoasă. Pe orice anotimp, fie ploaie sau ger, arșiță sau vânt, îi veghează liniștea la hotarele țării. Deși astăzi este ziua profesională, grănicerii sunt la datorie.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre la SOR TV, telefonați-ne la 33422. La revedere!